Și salutare și bine v-am regăsit la un nou daily vlog din anul 2023. Suntem pe 4 ianuarie, n-am mai postat pe 1, 2, 3. Am postat pe 4 și cam asta, nu știu ce să mai vă zic. Suntem în anul 2023, 4 iulie, cum 4 ianuarie și la mine iulie. Și cam da, acesta mă dă frigă. Acesta este primul vlog din anul 2023. O să scriu acolo și în titlu primul vlog din 2023. Și pot să vă urez un an nou fericit. V-am urat odată într-un șart la ora 12, cam atât era ceasul, 12 jumate pe 1 ianuarie. Noaptea, din când s-a făcut 2023. Și na, nu știu ce mai zic. Am pus din greșeală pauză. Ok. Și acum o merge la magazin, o să ne luăm nu știu ceva. O să vă zic, prima mâncare care am mâncat eu în anul 2023 este mandarine. Adică nu mâncare. Înțelegeți voi, gen, prima dată când m-am trezit din somn la pe întâi, am mâncat niște mandarine. Mandarine, niște biscuit cu ciocolată. Cam atât, dar prima a fost o mandarină. Da, nu cred că vă interesează, dar o să puteți să-mi scrieți în comentarii care a fost prima mâncare sau primul dulciuri, adică ce ați mâncat prima dată când v-ați trezit în anul 2023, puteți să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Acesta este un daily vlog, dacă nu v-am zis, da, am zis la început. Și da, cam acum parcă așa, nu știu cum să zic, este o leacă mai frig decât în decembrie, pentru că noi în anul acesta nu prea am avut spirit de Crăciun, adică am avut colindător așa, dar gen în spiritul ăla să ningă, să vedem oameni de zăpadă, cum ninge, cum alunecăm pe gheață, n-a fost deloc, doar pe 20 noiembrie și nu știu dacă a mai fost, mi se pare că a mai fost, o să ningă undeva prin februarie, martie, pe acolo așa, cred, acum nu știu, da, nu a fost spiritul. O, este un cocoș. Și da, nu știu ce să mai. Vedeți cum se uită cocoșii și la mine, uitați. Găini. Uitați o bucățică de brad. Noi încă nici n-am despodobit bradul. Cred că o să despodobim mâine sau poi mâine, nu știu. Da, mi-a plăcut că am mers cocolinda, că am colinda, chiar dacă am uitat să filmez jocul ursului. Da, că am scris acolo așa. Dar am făcut un videoclip, dar nu a ieșit așa bine și nu cred că o să-l postez. Pentru că n-a ieșit așa cum vreau eu, dacă înțelegeți. Am fost, fratele, am fost așa și cu colinda, cu steaua, cu ursul, și cu sorcovața. Am mai urat din urătura, așa, neamuri de-a mea, na, din așa zic, așa, în... Și da, asta știam înainte, cam anul trecut, sau anul trecut, da, anul trecut, fix pe aici, așa, fix, pe, de zi, dacă se vede, fix undeva pe aici, așa, fix în partea aia, fix aici, așa, undeva, arătați, pe aici, așa. Gen, sta să vă arăt așa, că nu știu cum să arăt. Undeva în zona asta. De aici. Păi stai, bă, că nu știu, bă, cum să zic. Ceva din de acolo, așa. Fix de aici, așa. Așa. Și după aici, până aici, așa. Aici. E cum ar veni un cerc la chestiile astea. De acolo, așa. De acolo așa. E, acolo așa era ceva din patru din când mergeai pe aici așa și fugeai la și așa. Din secunde ce așa te duceai.
Era ploaie și era gheață foarte mare și alunecai foarte tare. Și cam atâta, nu știu ce să mai zic, vă urez un an fericit și cu voi a fost Andrei și la revedere.